Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră Counter-Strike Top 5 Plays of the Week. Această săptămână, ținând cont că săptămâna trecută nu am făcut, am primit foarte multe videoclipuri și au fost extrem de multe videoclipuri bune. Unele o să apară și data viitoare, pentru că mă gândesc că săptămâna viitoare nu o să fie așa de multe. Și unele care n-au avut loc să apară în acest videoclip o să apară sâmbătă următoare. În fine, de asemenea, tocmai am primit un suvenir de pe World War Pass de aseară de la Virtus Pro cu KD. Nu știam că l-am primit, acum am intrat să filmez acest intro și văd suvenirul. Tocmai l-am pus pe piață să-l vând. Îmi pare că trebuie să-l și filmez să vi-l arăt. În fine, să trecem la top. V-am spus foarte multe videoclipuri tari și acest top, v-am spus, este unul subiectiv, deci pentru voi poate locul 1 vi se pare mai slab decât locul 3, dar este un top subiectiv și sper să vă placă. Pe locul 4 avem pe Fantoma X. Și credeți-vă, m-a abținut foarte mult ca să bag în top 5 cineva care așa cu P90. Însă sunt câteva smoke-uri de la flash-uri interesante și de asemenea toată runda este jucată incredibil, hai să comentăm. Momentan au rămas 2 vs 5, Fantoma X și colegul său din apartamente pe Miraj. Flash-uri și smoke-uri foarte bune. Vezi ce dintre în A, cel de la cât trece prin smoke. Însă nu s-a întâlnit nimeni cu nimeni. Se retrage, dă molotovul pentru scara, dar din păcate Fantoma X rămâne 1 vs 5. Și are un cuțit chiar foarte frumos. Haideți să vedem ce se întâmplă acum. P90 Masterul vs Lume trece pe lângă Scout sau VPC era ăla, pentru că știe că P90-ul e prea OP ca să ia Scout. Și oh my god, a auzit acolo un pas, a făcut adversarul în casă și l-a omorât. Acum însă the mind games are real. Nu a suce spre B și foarte inteligent merge prin șobolan, cum se numește zona aia română. Nu trage în ăla din nou de Mind Games, pentru că știe că dacă va trage, se vor întoarce mult mai repede cei de la cât în A. Runda jucată foarte bine de Fantoma X și acum se vedem pe 90-ul, se activează și spray and pray. Omoară încă unul, cap acolo cu RNG-ul. Și rămâne 1 vs 1. S-a săturat de pe 90, schimbă pe AVP 1 vs 1. Se vede ce se întâmplă. Vine prin cât și s-a gândit că vine prin cât că nu avea cum să știe. Să vedem adversarul ce va face. Merge pe shift, e lângă bombă și incredibil, ace-ul din 1 vs 5.
În acest episod nu vom avea și secțiunea mențiuni onorabile, deoarece intenționez ca multe din videoclipurile pe care le-am primit săptămâna asta să le folosesc săptămâna viitoare și dacă le-aș pune acum la mențiuni onorabile, le-aș strica șansa să fie în top 5 la ediția următoare. Deci vom trece direct la mult așteptatul loc 1. Locul 1 este câștigat de Rocalypse. Felicitări și haideți să comentăm faza. Ține lungul, oh my god, a ratat primul glonț. Acum va avea probleme și mai mari. Prin smoke, primul frag. Încedea terunc avansează, se vedea, aruncă heul. N-a omorât pe nimeni, unul stânga, foarte bine, încă unul vine, încă un frag. Doi rămași, oh my god, linie și ace-ul în doar câteva secunde. Locul 1, Rocalypse. Aici se încheie episodul, dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Un episod mai scurt pentru că nu am timp să edit așa de mult. În fine, nu uitați să rămâneți pentru videoclipul bonus.